stai acasă și te plictisești? Ești adult și riști să-ți pierzi serviciul din cauza crizei economice ce se întrevede? Ești elev și nu știi spre ce domeniu profesional să te îndrepți? E momentul ideal de a-ți folosi aceste zile pentru a investi în pregătirea ta pentru o profesie de prezent și de viitor. Informatica. Ca programator, ai mai multe avantaje. Poți lucra de acasă, în timpul și în ritmul tău. Poți fi un freelancer creativ și să-ți creezi propriile aplicații. Vei avea un câștig financiar mare și vei beneficia corect de rezultatele muncii tale, fiind un domeniu în care nu ești nevoit să ai pile sau să dai șpagă. Mai mult decât atât, nu te vei expune pericolelor de contaminare sau de altă natură, ca în alte profesii. Ei sunt tinerii de la Programare Crăbdare, un proiect educațional susținut de Dedeman, Sky Consult și de alte companii. Menit să atragă spre informatică copiii și adulții cu vârste între 7 și 70 de ani. În acest proiect de suflet învață într-un mod non-formal peste 850 de elevi din 23 de școli și licee din țară, dar și din diaspora românească. În această perioadă de izolare, voluntarii și profesorilor organizează lecții online adresate atât celor mici, elevilor de gimnaziu și liceu, cât și părinților acestora care vor să migreze către domeniul IT. Lecțiile sunt gratuite și le poți accesa ușor după ce te înscrii folosind acest link. Programare cu răbdare. Împreună ajungem mai departe!